Cea mai puternică dovadă a iubirii este să te pui în locul celuilalt pentru a înțelege ce simte sau prin ce trece. Pentru că doar așa poți ști ce își dorește cu adevărat. Fie că este vorba de cel mai bun prieten, un membru al familiei sau persoana iubită, cei ce țin cu adevărat la noi vor încerca să ne arate asta de fiecare dată și vor încerca să ne ofere tot ce mai bun ca noi să fim fericiți. Vor încerca să ne ofere iubire ca noi să ne simțim iubiți. Vor încerca să ne ofere înțelegere ca noi să nu ne simțim niciodată judecați și vor încerca să ne ofere răbdare ca noi să nu ne simțim niciodată grăbiți în a face ceva ce nu simțim încă să facem. Cei ce țin cu adevărat la noi se vor asigura că noi simțim asta de fiecare dată, fără ca noi să simțim vreodată nevoia să le cerem să ne dovedească. Felul în care ei se comportă cu noi ne va convinge de ce simt ei cu adevărat, pentru că faptele vorbesc mai clar decât orice vorbă pe care ar putea ei să ne spună nouă vreodată. Însă nu uita, cu orice relație, fie aia de prietenie, fie aia de iubire, este despre a oferi celuilalt ce este mai bine pentru el, iar nu despre a primi noi ce credem că ne dorim. Ce ne dorim noi să simțim în urma relației nu trebuie să fie niciodată motivul pentru care noi începem relația, ci trebuie să vină pur și simplu ca o consecință în urma timpului și energiei pe care noi o dăm mai departe. Arată-i celui de lângă tine că singurul motiv pentru care tu ales să fii lângă el este pentru că îți dorești ca el să fie fericit și nu căuta să primești un nimic în schimbul energiei și timpului pe care tu îl dai. Fă din relațiile tale un cadou și nu un schimb.